Bună! Sunt Grig Oprea și rar în viața mea am fost mai bucuroasă. Academia Ars Moriendi se bucură să-și pornească seria ei de conferințe științifice internaționale la cel mai înalt nivel, privind cunoașterea despre nemurire, de fapt. Așa că prima conferință cu titlul Știința nemuririi și cu subtitlul Redescoperirea sacrului pe calea științei, va avea loc în România, cea mai spirituală țară a Europei, dacă mă întreb pe mine, și anume la București și la Cluj, la București în două zile pline, în 29 februarie, sâmbătă, și duminică, 1 martie, hai să găsești detaliile la Rim Grand Hotel, iar la Cluj, pentru că e o zi de lucru, doar câteva ore, seara, în seara zilei de 4 martie, la Hotel Napoca. Imediat voi reveni cu o postare detaliată, aici cu un video detaliat despre conținutul conferinței de la București și altă postare despre conținutul de la Cluj. Dar acum vreau doar să-mi permit să-ți spun cine sunt invitații noștri. Uite, dorința noastră este să rămânem în limita domeniului științific, de aceea nu vom invita, nu vrem să se supere nimeni, dar nu face parte din spectrul nostru de preocupări, nu vom invita nicio față bisericească și nu vom invita niciun, știu și eu, niciun medium sau o persoană care vorbește sau mișcă lucrurile. Noi rămânem la oameni de știință, care au studiat, care au publicat și care au ajuns la niște concluzii, iar cei pe care îi invităm acum au ajuns la concluzii originale. Deci ceea ce vei avea șansa să auzi și să vezi la această conferință, nu se mai găsește nicăieri. Hai să-ți spun. În primul rând, minunatul profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan acceptă cumva să prezide această conferință, acest eveniment, care îi și este dedicat ca un omagiu pentru munca dânsului de 4 decenii, în care ne-a tot educat și ne-a tot răsfățat și ne-a deschis mintea și sufletul cu cărți. Dânsul, precum probabil știi, este neurolog, este neuropsihiatru, deci are o dublă vedere științifică asupra celor ce se întâmplă în suflet și în spirit atunci când murim și după aceea. Apoi, venerabilul profesor doctor Ioan Mânzat, dacă ți-amintești, persoana care a deschis larg ușile psihologiei transpersonale în România, psihologie transpersonală care, iată, într-un mod unic în Europa, cred, e prezentă în țara noastră și la Iași, și la Timișoara, și la Galați. Domnul profesor Ioan Mânzat, deci, ne va face bucuria să ne vorbească despre tradițiile ancestrale ale acestui popor, acest popor care nu se temea de moarte. Nu pentru că era irresponsabil, nu pentru că era un popor de sinucigași, ci pentru că avea o cunoaștere la care noi acum ne reconectăm. Va fi fascinant. Mai ales că dânsul este pe punctul de a-și publica o carte despre Zamorxis. Deci, domnul profesor Dulcan, domnul profesor Ioan Mânzat, avem doi oaspeți extraordinari din străinătate, un matematician, fizician și iarăși un neuropsihiatru. Matematicianul este domnul dr. Eduard Clos, neuropsihiatrul este domnul dr. profesor dr. Vernon Nepi. Cei doi, care au, desigur, fiecare o operă științifică separată în domeniul său, au elaborat împreună, cu nu foarte mulți ani în urmă, prima teorie a totului din istoria științei. Și ceea ce au făcut este cel mai senzațional lucru imaginabil ever. Au inclus conștiința într-un model matematic al realității, care este imbatabil. De altfel, oricine care crede că poate este invitat să contrazică, este invitat să invalideze și va lua un premiu în bani, un premiu în dolari pentru această foarte dificilă încercare. Dar suntem deschiși. Cei doi au
o cunoaștere deosebită asupra realității și ceea ce vei afla de la dânsii nu s-a mai auzit până acum în Europa. Cel mai important lucru din punctul meu de vedere este că sunt ancorați în realitate. Nu ne povestesc că așa cred ei că ar putea să arate realitatea. O altă teorie a corzilor, care e o teorie frumoasă, dar n-a demonstrat-o nimeni că e adevărată sau falsă. Nu, oamenii aceștia vin cu 50 de dovezi prin aplicații concrete și cu tot felul de validări care te vor uimi. Unele venind din Elveția, de la marele accelerator de particule, ca date experimentale, deci nu vreau să intru pe subiect. Va fi formidabil, va fi colosal și vei pleca de acolo cu o altă înțelegere a naturii tale și a ceea ce se întâmplă când mori. Pentru că ei ne vor arăta că trăim în mult mai multe dimensiuni și că atunci când murim, de fapt continuăm în cele mai multe din aceste dimensiuni, invizibile. Modelul lor este fabulos și are 9 dimensiuni. 3 de spațiu, 3 de timp și 3 de conștiință. Dar am zis că nu intru pe conținut. Deci am enumerat 4 dintre minunații noștri vorbitori și apoi generația ceva mai tânără, tot a cercetătorilor din România, este reprezentată de domnul conferențiar dr. Ionel Mogârță, psihotanatolog, primul psiholog din România care are o paradigmă științifică completă, cu cercetare proprie și cu terapie proprie, vei fi uimit. Am să-ți spun în videoul următor despre ce vorbesc și dânsii, despre ce vorbește domnul Mohrță. Și last but not least, domnul profesor doctor, Ovidiu Victor Coșbuc, antropolog și cercetător al multor fenomene perifere morții, care chiar își va lansa mult așteptata carte Pilotarea morții în interiorul evenimentului nostru, în cadrul evenimentului nostru. Vor fi și alte lucruri, vom avea filme deosebite, vom avea o meditație a morții care ne va umple de bucurie, pentru că este de fapt o meditație a nemuririi. Vor fi 2 zile fabuloase. Vino, alăture-te nouă, prețul este cât se poate de permisiv, vei vedea, mai ai puțină răbdare și vei găsi acel document unde poți să și plătești și pe care poți să-l și dai mai departe prietenilor tăi. Abia aștept să ne vedem la București și la Cluj. Revin cu detalii!